Ziua produselor agroalimentare a fost prilej de sărbătoare la Direcția Agricolă din Buzău, unde birourile funcționarilor au fost transformate în spațiu expozițional pentru zeci de produse atestate tradițional. De la covrigii de Buzău la pâinea de rușețu, pastrama și babicul de pleșcoi, toate au ademenit prin gustul lor autentic buzoienii care au vrut să le deguste. Platourile încărcate cu bunătăți au luat locul dosarelor pe birourile funcționarilor de la Direcția Agricolă Buzău. Timp de câteva ore, angajații au lăsat totul la o parte și au primit în casa lor toți pofticioșii care au vrut să deguste produsele atestate tradițional. Produs tradițional de la noi din zona Buzăului. Compoziție porc și vită și pastă de ardei. Și pastă de ardei. Iute, foarte bun, excepțional. Vă invităm să gustați și ghiudemul din carne de capră. Ceva nou pentru noi. Ghiudemul din carne de capră. Ingrediente? Carne de capră, de la animale foarte grase. Asta e rețeta. Și, da, și observ în secțiune SEU de capră, da? Ardei iute și boia iute. Și cârnații noștri de oaie la ghizdean, care au și atestat de produs tradițional. Cârnații de pleșcoi au fost la loc de cinste. Recent au obținut recunoaștere europeană, așa că producătorii locali au acum garanția că rețeta nu le va mai fi furată și folosită de alte carmangerii. La rândul lor garantează că prețurile rămân neschimbate după obținerea exclusivității. Produsul în sine nu trebuie neapărat să fie scump ca să-l poată cumpăra cineva. Noi sperăm să deguste și să simte calitatea din și gustul autentic. Buzăul are numai puțin de 43 de produse care respectă rețete vechi de zeci de ani și se vând în magazine cu etichete de produse autentice și autorizate.